Pune conferință Nicolescu. Și e bună, cu roșii și două feluri de pâine și foarte consistentă mare. Să faci din nou două ouă, nu mai mult. Alo. 1, 2, 3, 4, probă de sunet, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, probă de sunet, 1, 2, 3, 4, probă de sunet, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, probă de sunet, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, pași campionatul, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pe Eugen Nicolescu. Da. Ai zis ceva, Tomisa? Păi, 1, 2, 1, 2, și că-ți dai sunetul mai sus, auzi. 1, 2, 3, 4, probă de sunet, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, e ok? E ok la voi acolo? Bine, hai, hai, pa. Tomiță, știi cine vorbește de data mea? Sebi? Da. Nu am vorbit cu n-ar trebui să vezi un panou în spate? Mă vezi pe mine? Da. Nu se vede bine? Te văd bine, stai acolo, da. Asta lasă că e roșu, că fac eu albul, dar zi-mi dacă se vede ea, ok. Cum ne va să dea peste cap imagine? Sunet este? Doi, 10, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Băgăm eu și... Patru, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi. Opt, 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 opt. Se aude ceva? Da. E încet, o să dai mai tare. Dar se aude, da? Asta e ideea. Se aude, da? Mm-hmm. Bine, mersi, papa. Nu, băi, fii. Ce faci?
Ce drăguț a fost cu mine, să n-am și unde să-mi pun hârtiile. Vă mulțumesc de îngăduință. Și atenția și interesul pentru dumneavoastră. Nu cine are microfoane care nu mă mai bat. Nu, mai văd de mult cu apă rece. Am trecut de faza asta. Nu mai merg. Gata. Vreau să-mi fac și eu un pic de loc, dacă pot, încerc. Hai să vedem. Să stau când unul nu pot. Am așezat canalul cum trebuie. Că nu se știe în viață. Când sunteți gata, eu sunt gata. Numai puțin. Eu v-am încurcat că am venit mai devreme. Bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Eu am pregătit două teme cu mai multe mesaje pe care le consider importante pentru societatea românească. Sigur, sunt convins că după ce voi termina de spus ce am eu de spus, veți avea întrebări și sunt la dispoziția dumneavoastră. Prima temă, care eu cred în continuare că e de mare actualitate și de mare importanță pentru toată opinia publică, este tema autorității de supraveghere financiară. Vă aduc aminte că în urmă cu două săptămâni am solicitat liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaților să ne întâlnim și să declanșăm o procedură de evaluare a activității ASF și, bineînțeles, cred că toți suntem conștienți de acest lucru, să trecem la o restructurare efectivă a acestei instituții, pentru că toate semnalele care vin din cât mai multe părți ale societății ne spun că trebuie să facem ceva în acest sens. Și am făcut acest demers tocmai pentru că ASF-ul este o instituție care se află în subordinea Parlamentului. Deci, în consecință, Parlamentul trebuie să-și asume o asemenea inițiativă. Din păcate, la această inițiativă nu mi-a răspuns decât un singur lider de grup. I-am recontactat telefonic și, evident, mai ales cei din partea majorității parlamentare au fost foarte opaci, ca să nu folosesc cuvinte mai dure și mai tari. Dumneavoastră știți că în urma audierilor pe care le-am avut în comisiile reunite de buget și transporturi, s-a constatat că la ASF există o conducere dictatorială, există lipsă de dialog, există o teamă din partea membrilor Consiliului ASF față de președintele Consiliului.
De asemenea, s-a mai subliniat o legătură subterană neprincipială între președintele ASF, alți membri din conducerea ASF și unii lideri ai Partidului Social Democrat. Și lucrul cel mai interesant a fost că în cadrul acestor audieri, de absolut toți vorbitorii, și dacă nu mă înșală memoria, au fost vreo 17 parlamentari care au luat cuvântul la audieri, deci absolut toți vorbitorii au solicitat demisia președintelui ASF. Din păcate, tocmai pentru că beneficiază de o asemenea susținere, președintele domnul Mișu Negrițoiu a refuzat, chiar în plenul comisiilor reunite, să-și dea demisia. De aceea, în cadrul PNL, am avut o nouă discuție referitoare la ceea ce se întâmplă cu adevărat la această instituție și, după evaluare, am ajuns la concluzia că, totuși, restructurarea ASF devine mai necesară și mai oportună decât oricând. Și după mai multe evaluări, după mai multe analize cu specialiști, noi considerăm că această autoritate de supraveghere financiară nu mai poate funcționa în formula actuală. Ea trebuie obligatoriu restructurată. Și restructurarea nu inventăm, ci pur și simplu ne racordăm la ceea ce se întâmplă la nivel european. Și anume, pe cele două segmente importante ale pieței financiare. Odată, asigurări cu pensii private și al doilea domeniu, care se referă strict la valori mobiliare, la piață de capital, există două instituții și fiecare are atribuții foarte precise în reglementarea și supravegherea pieței pe domeniile pe care le au sau le vor avea cele două instituții. Dar mai e încă un lucru important și probabil că, iar trebuie să aducem aminte, tot scandalul cu RCA arată că, de fapt, consumatorii de servicii financiare sunt total neprotejați. Drepturile lor fundamentale nu sunt protejate de nimeni. E clar că o instituție de reglementare și supraveghere e mai apropiată de operatorii economici decât de cetățeni. Cetățeanul care este consumatorul de servicii financiare a rămas neacoperit și nesupravegheat și neajutat de nimeni. Ceea ce eu cred că nu este corect și pe principiile pe care le-au făcut și alte state, același lucru trebuie să-l facem și noi. Și cu această ocazie mai fac o paranteză interesantă și sper că o să o sesizați cât de importantă este. Același lucru se întâmplă și cu serviciile financiare bancare. Protecția consumatorului în această situație știți foarte bine că este foarte slabă și în general asistăm la clauze abuzive în contractele de credit, în contractele pe care băncile le fac cu consumatorii. Și atunci credem că o instituție specializată pe protecția consumatorului de servicii financiare și servicii bancare devine o necesitate și numai o asemenea instituție poate să facă ordine din punct de vedere al protecției consumatorilor. Cu alte cuvinte, astăzi nu vreau decât prin intermediul dumneavoastră să trag un semnal de alarmă către toate partidele politice parlamentare să iasă din amorțeală, să iasă din zona jocurilor de interese proprii și să vină la masă să discutăm și să găsim cele mai bune soluții pentru restructurarea autorității de supraveghere financiară. Din clipa aceasta, ușa noastră e deschisă și așteptăm pe toți cei care au bună credință și mai ales au responsabilitate. În continuare solicităm public demisia întregii conduceri a autorității de supraveghere financiară. Tocmai pentru că în felul acesta am putea declanșa mai repede acțiunea de restructurare a instituției. Voi rămâne la dispoziția dumneavoastră cu întrebări pe acest subiect, dacă dumneavoastră considerați că mai sunt lucruri de clarificat. A doua temă este foarte proaspătă în această săptămână, dar trebuie să o reluăm pentru că lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Și mă refer aici la modificarea pe care PNL-ul a solicitat-o a regulamentului Camerei Deputaților.
Noi am dorit, dorim și vom face tot ceea ce depinde de noi ca parlamentarii să se situeze din punct de vedere al imunității la același nivel cu orice cetățean. Cu alte cuvinte, niciun parlamentar nu trebuie să fie deasupra legii. Sigur că parlamentarul trebuie să aibă imunitate pentru declarația politică și pentru votul pe care îl prevede Constituția. Atât. În rest, pentru orice altă activitate pe care o desfășoară și bine în contradicție cu legea, parlamentarul nu trebuie să beneficieze de nicio imunitate. În acest sens, am încercat noi să modificăm regulamentul Camerei Deputaților. Vă aduc aminte că am urmărit două lucruri importante. Primul, să reducem termenele prin care să se soluționeze solicitările de ridicare a imunității parlamentare de către parchete, și anume, raportul Comisiei Juridice pe o asemenea situație să se termine în maximum 24 de ore, să fie prezentat plenului și plenul să-l ia în discuție și să-l voteze de asemenea în maxim 24 de ore. Cu alte cuvinte, de la data înregistrării solicitării de ridicare a imunității parlamentare până la hotărârea Parlamentului să fie un termen de maximum 48 de ore. Eu cred că este și corect, este și moral și este și responsabil. A doua direcție pe care o urmărim prin modificarea regulamentului, evident că se referă la votul pe care îl dau parlamentari. După votul secret s-au ascuns multe interese ale unora sau altora și știți foarte bine că sunt parlamentari cărora nu li s-a permis organelor de anchetă să înceapă urmărirea penală sau să se întâmple alte lucruri. Tocmai pentru că Parlamentul a devenit scut ca acești oameni să nu răspundă în fața justiției. Ceea ce noi considerăm că nu este corect. Și atunci e bine ca pentru asemenea situații să existe vot deschis. Astfel încât alegătorul, cetățeanul care votează un parlamentar, să știe cum a fost reprezentat în Parlament de către acel parlamentar. Cred că transparența în orice activitate este mai importantă decât orice în relația cetățean ales, indiferent că el este senator sau deputat. Ca să, după cum știți, am solicitat biroului permanent al Camerei Deputaților să introducă în regim de urgență această modificare. Biroul permanent s-a opus. Mai grav, încălcând regulamentul, nu a dat niciun termen Comisiei de Regulament, așa cum prevede, de fapt, actualul regulament al Camerei Deputaților, ca să prezinte raportul. De pentru care m-am simțit obligat să-i fac o scrisoare președintelui Comisiei de Regulament, domnului Emacu, i-am făcut o asemenea scrisoare pe care vă punem la dispoziție, o să o aveți, prin care îl rugam să convoace de urgență Comisia, mai ales că pe programul de lucru al Comisiei era trecut studiul individual. Deci, cu alte cuvinte, parlamentarii din această Comisie puteau oricând să vină să se uite pe solicitarea noastră, să o evalueze și, dacă aveau bună credință și responsabilitate față de cetățean, ar fi trebuit în această săptămână să elaboreze raportul pe care să-l propună biroului permanent și luni, când o să fie biroul permanent, să putem să repartizăm și să introducem pe ordinea de zi acest proiect. Președintele Comisiei de Regulament mi-a răspuns, cred că o să vă spun și acest lucru, cu toate că nu vreau să vi spun atât de deschis astăzi. Eu am făcut scrisoarea luni seară, după ce s-a terminat biroul permanent. Vreau să vă spun că luni și marți, luni seară și marți toată ziua, nu a lucrat nimeni la Comisia de Regulament, n-am avut cui să dăm scrisoarea. Asta ca lucrurile să fie foarte clare și precise. Dar abia ieri dimineață, în sfârșit, a apărut un funcționar la Comisia pentru Regulament ca să primească scrisoarea pe care eu de luni seară am făcut-o și am dorit să ajungă la această comisie. Culmea este că miercuri aseară am primit și răspunsul domnului Emacu, în care foarte elegant îmi răspunde că nu are un termen dat de biroul permanent, dar a distribuit solicitarea PNL membrilor Comisiei pentru Regulament și în funcție de cum se vor exprima amendamente sau poziții ale deputaților din Comisie, se va întocmi raportul. Cu alte cuvinte, dacă observați, este rea credință
rea voință și lipsă de interes pentru a rezolva o problemă importantă în relația Parlament, din ce în ce mai necredibil, cu cetățeanul care așteaptă din partea Parlamentului să se comporte altfel. Și vreau să mă fac o precizare ca să poate și răspund în felul acesta unei întrebări pe care ați putea să mi-o puneți. Apropo de ce poziție a avut în biroul Camerei Deputaților liderul grupului parlamentar UDMR, în care, cu o totală neeleganță, ca să mă exprim eu cu îngăduință, a făcut o confuzie gravă între Constituție, regulament, apropo de votul secret și votul deschis. E clar că în Constituție nu veți găsi nicăieri reglementarea votului secret pentru modul în care votează parlamentarul, o hotărâre a Camerei Deputaților. Colegul meu, Adi Manci, o să vă pună la dispoziție un proces verbal de la adunarea constituantă din 1991, când se discuta despre cum să fie votul secret sau nesecret în Parlament și veți descoperi acolo, sper cu foarte multă îngăduință, că ulterior Parlamentul a încurcat lucrurile prin regulamente față de ce a dorit Constituția. Și anume, votul secret să fie utilizat numai în anumite situații și acelea expres prevăzute în regulamente și nici de cum să ferim pe unii sau pe alții să se ascundă după votul secret și să n-aibă responsabilitate publică, politică și electorală. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le spun și sunt la dispoziția dumneavoastră. Sunt convins că aveți întrebări de cu totul altă natură. Da, nici măcar nu m-am gândit la asta. Este în continuare la șefia partidului până când va fi desemnat un locuitor pentru domnia sa, pentru că am văzut că are tot felul de întâlniri. Păi eu cred că un om care demisionează trebuie să-și lase lucrurile în ordine. Și atunci, sigur că vine la locul de muncă până le așează pe toate, până când vede cui le predă, ce dosare sunt în lucru, cui se dau dosarele respective, mi se fac absolut firesc. N-am de unde să vă răspund, pentru că dacă se va întâmpla așa ceva, se va întâmpla în interiorul fostului PDL. Eu sunt în interiorul fostului PNL. În consecință, n-am de unde să știu așa ceva. Nu mai o clipă, vă rog. Și Partidul Național Liberal, dacă vă aduceți aminte, s-a exprimat de mai multe ori că Dacian Cioloș este un profil bun pentru un viitor premier cu o susținere politică foarte serioasă. Numai că și noi am spus-o și am înțeles că și președintele a spus. Eu n-am văzut declarații de președintelui, că am fost în niște ședințe, dar am înțeles că și președintele a spus că viitorul premier al României după alegerile din 11 decembrie trebuie să fie un om politic. Deci e clar că domnul Cioloș va trebui să opteze probabil după 11 decembrie dacă face politică sau nu face politică. E opțiunea dumnealui. Până la urmă, fiecare dintre noi avem o opțiune în viață. Într-o conjunctură anume, evident. Asta înseamnă, domnule Proiectu, că dumneavoastră nu veți susține pe domnul Dacian Cioloș să fie independent cu guvern politic în spate? Nu i-am spus-o și am repetat-o și o mai spun și astăzi și o mai repet și astăzi. Noi dorim, după alegerile din 11 decembrie, guvern politic. Okay. Guvernul politic înseamnă tot. Inclusiv pe mine. Guvern politic înseamnă tot. Înseamnă că Dacian Cioloș trebuie să înscrie în PNL. Asta o să văd să-l întrebați pe dumnealui dacă dorește să fie premierul PNL. Dumneavoastră, vedeți un guvern politic. E obligatoriu pentru noi să ne ducem până la capăt angajamentul cu electoratul. Și angajamentul nostru este politic. Politico-electoral. Ok. Păi și atunci, asta înseamnă Dacian Cioloș, membru PNL. O să văd să-l întrebați pe domnul Cioloș dacă dorește să fie premierul PNL, dacă PNL-ul va fi în postura să facă guvernul. Și atunci dumnealui va opta. Se va înscrie în PNL sau nu va dori să fie premierul PNL și nu se va înscrie în PNL. Dumneavoastră,
E aritmetică. Așteptați ca Dacian Cioloș eventual să se înscrie în PNL în perioada aceea când se va, după alegeri, când se va discuta despre Constituție? Haideți să ajungem la 11 decembrie, deci vedem atunci. Domnul Cristian Ușoi spunea astăzi că ambele variante, și copreședinte și președinte unic, au și avantaje și dezavantaje, corect, dar tot președinte unic în PNL ar da un mesaj de unitate și către filiale partidului. Ce, cum considerați că ar trebui să... Să fie gestionată această situație? Sigur, în acest moment vă spun părerea mea personală, pe care o să o spun și în interiorul partidului, pentru că încă n-am avut niciun fel de discuție în acest sens. Dați-mi voie să fac o mică rememorare a unei acțiuni la care am participat aproape de sfârșitul lunii august, deci în urmă cu o lună și ceva, când am participat la adunarea de alegeri a organizației PNL Sector 3. Fiind membru al acelei organizații. Și atunci am spus sălii de aproximativ 500 de oameni că, din punctul meu de vedere, sectorul 3 se poate lăuda în fața multor altor organizații din țară că a încheiat fuziunea. Și vreau să vă spun că am rămas extraordinar de plăcut surprins cum o sală de 500 de oameni a aplaudat foarte tare că, în sfârșit, fuziunea s-a încheiat. Eu cred că acesta este, până la urmă, obiectivul fundamental al fiecărui membru al PNL. Nici al fostului PDL, nici al fostului PNL. Deci al actualului PNL, obiectivul este ca fuziunea să se vadă că s-a încheiat, pentru că în acest fel tot partidul se poate mobiliza pentru cel mai important eveniment al acestui an, alegerile din 11 decembrie. Deci dacă mă întrebați pe mine, eu cred că un singur președinte înseamnă că mergem pe drumul pe care în majoritatea lui Partidul Național Liberal îl dorește. Fără nimic, pur și simplu, așa cum suntem astăzi, din păcate demisia domnului Blaga ne duce mai repede la o asemenea formulă. Și vreau să vă mai aduceți aminte că tot PNL-ul a hotărât de câteva luni încoace să facă la fiecare organizație județeană conduceri unice. Și astăzi avem la toate organizațiile județene conduceri unice. A rămas această bucățică la nivel central. Această conjunctură dificilă pentru PNL, poate ne ducem mai repede să atingem acest obiectiv, să nu ducem până la congres. Dar nu credeți că ar putea să ne mobilizeze colegii dumneavoastră care au venit din PNL? Dacă dumneavoastră considerați în continuare că unii au rămas fideli altui partid, eu nu consider asta. De aceea v-am făcut și mica poveste, că eu cred că 99% din membrii PNL cred într-un singur partid. Asta e părerea mea. Totuși, în statut, în momentul acesta, conducerea este bicefală. Deci, este trecut. Cum să rămână cu oamenii? Eu cred că trebuie să mai așteptăm o zi, două, trei, până când colegii noștri specialiști în statut, da, avem colegi specialiști în statut și în legislație, vor găsi, dacă se va opta către această soluție, dar asta biroul politic o va face, cât de repede va fi convocat. Deci dacă biroul politic va spune da, mergem cu un singur președinte de acum încolo până la viitorul congres, atunci colegii noștri care vor evalua statutul și legislația ne vor spune se poate sau nu se poate. De ce să ne atem pronunțăm noi care nu ne pricepem la statut atât de tare cum se pricep alții? În regulă. Vă rog, sigur. Sunt puțin de acest subiect. În care și noi cu toții să vorbim cu colegii noastre de la fostul PNL, această variantă cu președintele unic nu este agreată la acest moment. Și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră în ședința de sâmbătă, ulterior în ședința oficială de săptămâna viitoare, veți insista pentru această variantă cu președintele unic sau dacă, la cererea lor, veți accepta acea variantă cu copreședinte. Eu v-am spus care este părerea mea. Dacă se va pune în discuție această chestiune, probabil cu toate argumentele pro și contra, se va opta pentru cea mai bună soluție. Eu sunt convins astăzi că PNL-ul, așa cum îl cunosc eu de câțiva ani buni, a găsit de fiecare dată cea mai bună soluție. Chiar dacă la început părea că situația este închisă, că e complicată, că Doamne ferește, nu o să găsim soluție. Totdeauna a găsit soluții. Cred că și data aceasta va găsi. Fără niciun fel de emoții. N-am niciun fel de emoții din sensul ăsta. În cazul conducerii unice a PNL, Alina Gorghiu este potrivită să rămână unică președintă? Păi deocamdată este singurul care este cu arte în regulă în fruntea partidului. Despre asta discutăm. Ok, dar dacă ajungeți la modificare statutului,
statut, altă decizie și așa mai. Dacă se va ajunge la modificare de statut, nu cred că mai e timpul material necesar să facem modificare de statut, care să fie înregistrată la tribunal, să treacă prin toate etapele de contestație. Nu cred că avem acest timp la dispoziție. Deci trebuie să găsim în interiorul statutului și prevederilor statutare sau dacă e nevoie de schimbări atât de mici ca să nu presupună alte lucruri care să ne complice viața mai mult decât o avem astăzi. Deci trebuie să judecăm foarte pragmatic. Pentru interesul PNL, evident. Vă mulțumesc, o zi frumoasă!